scopul vizitei astăzi la nordul țării? Am venit aici să discutăm, să facem planuri împreună cu, în primul rând, împreună cu membrii echipelor Partidului Acțiune și Solidaritate din mai multe raioane din nordul țării. Să discutăm puțin despre ce s-a întâmplat în anul 2019 și să ne facem planuri pentru anul 2020. Am venit să mulțumim oamenilor pentru că au fost curajoși, pentru că au fost dedicați, s-au implicat foarte mult. Am făcut niște lucruri importante în anul 2019, dar mai avem până să ajungem la scopul nostru final, care este să eliberăm țara de corupți, de mincinoși, să construim condiții bune de viață pentru toți cetățenii cinstiți ai Republicii Moldova. Am văzut că în, alături de dumneavoastră au fost mai mulți cetățeni. Totuși ați vorbit că vă doriți alegeri anticipate. Parlamentare. Parlamentare. Cum veți aduce alegerile anticipate în, la ordine zilei, să zicem, în agenda politică? Nu pot să vă dau un răspuns foarte clar acum, mi-ar plăcea să pot să fac asta. Evident că nu este atât de simplu, pentru că provocarea acestor alegeri se poate face cu participarea altor forțe politice și nu există încă dorință din partea acestor forțe politice să pună umărul, dar e clar pentru toți că actualul Parlament nu reprezintă voința poporului. Știm cum s-au întâmplat alegerile din februarie 2019, știm cum unii deputați au ajuns în fotoliu fără să merite acest lucru și noi o să căutăm în continuare mijloace, oportunități pentru a declanșa aceste alegeri parlamentare. Dacă reușim până la prezidențiale, dacă nu, atunci sperăm că după prezidențiale. Partidul Democrat a spus că dumneavoastră nici nu le-ați cerut măcar să vă susțină în guvernul Sandu. De ce nu ați mers să discutați? Nu este adevărat. Colegii mei au discutat. Partidul Democrat nu a avut curajul și nu a avut dorința să facă lucrurile bine de acum încolo. Deci nu au folosit oportunitatea de a începe să se curățe. Partidul Democrat sau unii oameni din Partidul Democrat în continuare se tem de justiție, se tem de procuratură independentă. Unii dintre deputații PD-ului au făcut târguri cu Dodon și cu socialiștii și evident cu asemenea oameni nu poți să ajungi departe. Dar noi așteptăm în continuare să realizeze că dacă vor să salveze partidul, dacă vor să ajungă într-o zi un partid pe care oamenii să-l respecte, trebuie să se distanțeze de socialiști, trebuie să înceteze să sprijine guvernul lui Dodon și să vină la alegători să facă lucrurile așa cum au promis alegătorilor, să facă lucruri în interesul oamenilor. Credeți că este posibil un parteneriat cu PD-ul? Sperăm că într-un moment partidul se va curăța așa încât să putem să facem parteneriate. Noi suntem pentru parteneriate largi cu partidele politice care vor să lucreze pentru cetățean, nu cu partidele care vor să fure. Și am demonstrat asta în timp și acum încercăm să facem un front comun. Dușmanul principal acum este Igor Dodon și respectiv este bine să încercăm să facem acest front comun. Dar frontul comun se face pentru niște scopuri. Scopurile noastre sunt, cum am zis mai devreme, să curățăm țara de corupți, pentru că doar așa oamenii vor putea trăi bine în Republica Moldova, doar atunci când nu va exista această corupție majoră. Vin alegerile prezidențiale. Partidele de dreapta pro-române au reușit deja să facă o alianță. Cum vedeți dumneavoastră? Veți reuși să ajungeți la un numitor comun cu aceste partide? Am văzut că a fost anunțată această coagulare a forțelor unioniste. Și da, noi suntem deschiși pentru discuții, pentru colaborare, pentru că avem valorile europene pe care le împărtășim, pentru că cred
că cu toții ne dorim să ajungem să creștem standardele de viață în Republica Moldova, cu toții ne dorim democrație după modelul țărilor dezvoltate și astea sunt valori în jurul cărora cu toții putem să ne unim. Ce se întâmplă în blocul acum? În blocul acum mai există niște animozități în urma alegerilor locale. A fost un proces mai complicat, a trebuit să venim cu candidați comuni și evident întotdeauna există competiție. Uneori competiția generează și anumite animozități. Mai există și niște puncte de vedere diferite la nivel central. De exemplu, s-a pornit o dezbatere pe cum trebuie identificat candidatul la prezidențiale. Eu cred că noi trebuie să fim corecți, respectuoși în continuare, unii cu alții, forțele politice pro-europene și în special aceste două forțe politice din blocul acum și să încercăm să căutăm modalități prin care să mergem în continuare împreună. Cu cine credeți că veți lupta în prezidențiale? Cu toții cunoaștem că Igor Dodon este omul care acum a devenit căpetenia hoților. El este omul care încearcă să-i protejeze pe hoți, încearcă să aspire, să obțină control asupra justiției și procuraturii, așa încât să asigure această protecție a corupților și a hoților. Și pentru că corupția este cea mai mare problemă a țării, ca să scăpăm mai repede de această problemă, trebuie să scăpăm de Igor Dodon. Deci e clar cu cine sau împotriva cui vom merge în această campanie. Va reuși dreapta să se coaguleze în aceste alegeri prezidențiale? Trebuie să reușească, pentru că de modul dacă vom reuși și vom câștiga, depinde cum va arăta Republica Moldova în 4 ani. Și, pe de-o parte, dacă suntem oameni responsabili și reușim să ne unim și să facem front comun, atunci oferim o șansă acestei țări. Dacă vom fi responsabili și nu vom găsi aceste modalități și valori în jurul cărora să ne unim, atunci riscăm să lăsăm țara pe mâna lui Dodon. Și asta înseamnă sărăcie, asta înseamnă corupție și asta înseamnă, în primul rând, oameni care să plece în continuare din Republica Moldova. Asta înseamnă oameni care nu cred în Republica Moldova. Și asta este cea mai mare problemă, că rămânem fără oameni, că satele și orașele noastre rămân pusteite. Eu cred că fiecare om din Republica Moldova este afectat de această problemă majoră și eu cred că cu toții noi ne dorim ca cei dragi să nu mai plece, dimpotrivă să revină cei care au plecat, ca să putem să trăim frumos alături de cei dragi. De cât timp ar avea nevoie Republica Moldova ca să revină la normalitate? Eu cred că Republica Moldova are nevoie să construiască normalitatea. Nu știu dacă e corect să spunem să revină. Evident, sunt multe lucruri de făcut și problemele cu care se confruntă Republica Moldova nu se rezolvă nici într-o lună și nici într-un an. Dar eu pot spune cu certitudine că o guvernare responsabilă, dacă are cel puțin 2 ani de zile la dispoziție, poate să demonstreze și poate să ajungă la fiecare cetățean cu rezultatul acestei guvernări. Deci, în 2 ani de zile, cu siguranță, fiecare cetățean din Republica Moldova ar resimți efectele pozitive ale unei guvernări bune. Din păcate, nu am avut din astea în trecut. Am avut pe termen foarte scurt. Ce vă doriți să realizați pentru anul 2020? În 2020 trebuie să fim gata pentru lupte electorale, pentru prezidențiale, să câștigăm prezidențialele și, eventual, dacă ajungem la alegeri parlamentare, trebuie să reușim să luăm un scor foarte bun la alegerile parlamentare. Pentru că e important și în Parlament să avem deputați care țin la oameni și la președinție, să avem un om cinstit care este preocupat de grijile oamenilor și încearcă să ajute oamenii, nu un om care umblă din vacanță în vacanță și cheltuie banii poporului. Este posibil ca aceste anticipate să aibă loc odată cu prezidențial? E un subiect pe care încercăm să-l înțelegem inclusiv din perspectiva legii.
Nu există un răspuns foarte clar acum, dar vom vedea ce va spune Curtea Constituțională și vom vedea dacă va exista această oportunitate, dacă va apărea această oportunitate ca alegerile parlamentare să se întâmple mai devreme decât planificat. Știu că ați depus o moțiune de cenzură pentru guvernul Chicu. Ce se întâmplă? Această moțiune poate fi depusă doar atunci când va avea loc ședința Parlamentului și colegii mei, colegii noștri din Parlament au inițiat această procedură de organizare a unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru ca să se examineze moțiunea. Din păcate, nu au încă suficiente voturi pentru ca să poată să convoace această ședință, dar chiar dacă nu se va convoca ședința extraordinară, oricum în februarie va avea loc ședința ordinară a Parlamentului și atunci se va pune pentru dezbatere moțiunea. Ce se întâmplă cu dosarul chemării în judecată a aeroportului Chișinău? S-a constatat că la 5 luni de la chemarea în judecată cauza așa și nu a fost pus pe rol și nu a avut loc nicio ședință de judecată. Judecătorii transmit de la o mână la alta dosarul. Cum vedeți dumneavoastră comentarii? E o întrebare foarte pertinentă, pentru că noi, guvernul pe care l-am condus eu, am depus în instanța de judecată încă în septembrie o cerere de anulare a contractului de concesionare a aeroportului și am depus această cerere pentru că am descoperit mai multe ilegalități care au fost comise în procesul de semnare acestui acord de concesionare. De atunci, așa cum a scris și presa de investigație, dosarul a fost trimis de la o instanță la alta și se pare că nu există niciun pic de poftă din partea judecătorilor să examineze acest caz. Mă întreb dacă asta este doar o lașitate a judecătorilor sau dacă totuși este o influență politică din partea celor care nu vor ca acest contract de concesiune să fie anulat și aeroportul să fie întors în proprietatea statului. Mai degrabă, cred că este un subiect care ține de influențe politice.